În fiecare ediție Style Radar vă ținem la curent nu numai cu noile tendințe din lumea modei, dar vorbim și despre trenduri și inovații din domeniul decorațiunilor de interior. Astfel, cu ajutorul specialiștilor noștri, vă dăm sugestii practice despre modul de amenajare al locuinței în care trăiți. Și dacă orice tur al unei case începe în mod firesc cu bucătăria și se termină cu baia, la Style Radar nu ținem cont de reguli, așa că atenție mare! Urmează un reportaj despre băile de lux. Arhitectul Florin Enache definește scurt și la obiect conceptul de baie de lux. O baie modernă înseamnă în primul și în primul rând spațiu, în al doilea rând înseamnă lumină și ventilație. Sunt lucruri fără de care o cameră în adevăratul sens al cuvântului cu o utilizare destul de complexă pe care o are baia ar trebui din punctul meu de vedere să se regăsească, pentru că e spațiul de care avem cea mai mare nevoie și pe care îl folosim zilnic. În băile moderne, în băile de lux, vedem o grămadă de pietre, o grămadă de plante. Ține de nevoia de a trece către ambient și nevoia de a face dintr-un spațiu strict util un spațiu care să ne bucure ca și senzație. Mania trendurilor cuprinde și acest domeniu. Trendurile sunt, să zicem, ca peste tot, există linia modernă și minimalistă, pe de-o parte, există linia modernă, dar în același timp plină și cu multă masă și aparent puțin încărcată, dar există inclusiv și alte linii clasice. Și cum teoria fără practică nu face casă bună în emisiunea noastră, specialistul de origine germană, Martin Zonke, ne dă câteva exemple de băi de lux. Producătorul acesta, de exemplu, a ales o formă specială, o formă organică. Asta înseamnă că, de exemplu, la varianta aceasta, sifonul este ascuns într-o cută, nu se vede, apa dispare și în combinația cu o armatură care este montată pe perete, acest lucru este și special. O altă alternativă este un spațiu desprins parcă din Franța secolului al XV-lea. Aici, de exemplu, avem o baie care se numește Gloria. Este cu piatra naturală, lemnul este lucrat de mână, totul este făcut de meșteri, aplicat cu foiță de aur. Este un loc foarte luxos. Avem și o cadă aici care arată senzațional. Da, este o cadă într-un stil vechi, tradițional, cu un spătar mai elevat. Oricum, e spectaculoasă și oricine care vine în casă la cineva și vadă această baie, se gândește pentru el cu siguranță, aș dori să încerc și eu cum este. Piatra și granitul constituie și ele o opțiune demnă de luat în considerare. Vedem o baie care este făcută 100% din piatră. De obicei se folosește ceramică, dar aici este doar piatră sau rocă, cum e cazul acestei căzi. Este scobită din rocă, este un produs absolut spectaculos. Avem aici și o armatură care vine din pardoseală și acest lucru este un element nou. Martin face și o sugestie specială pentru doamnele care vor să aibă baia proprie. O cameră de baie devine un loc unde se poate închide ușa, unde nimeni e deranjat dacă cineva se retrage și asta este un moment optim pentru a-și reface make-up. Aici avem o masă care se deschide și atunci pentru toate obiectele care sunt nevoie pentru o femeie frumoasă se pot ascunde sub un lac negru foarte elegant. Însă, punctul forte care nu ar trebui să lipsească din niciun astfel de spațiu cu pretenții este o cabină de duș minune. Aici avem un model Rain Sky manual care are 3 trepte de apă. La toate cele 3 trepte mergând consumă foarte multă apă, asta este adevărat, 60 de litri pe minut și evident când se planifică o asemenea instalație trebuie prevăzut și scurgerea necesară. Putem să-i dăm și drumul ca să vedem? Cum să nu? De exemplu, vedem acum, asta este modulul
de Body Rain, în mijloc avem Head Rain și în jurul lui avem Rain Curtain. Este vorba de o perdea. Este vorba despre exact. Exact. Acum o să începe. Este vorba de o perdea de apă sub care stă cel care face duș și se simte învelit, se simte în între în apă, exact cum ar fi în natură, într-o ploaie torențială tropicală. Cât costă un astfel de duș? Acel duș ajunge la 6.000 de euro pentru varianta manuală, dar cea electronică cu diferite module, cu sensori, cu lumină, terapie, aroma, ajunge până peste 20.000 de euro.